Bună ziua, dragi prieteni și urmăritori ai revistei Odoraș. Numele meu este Diana Alexei și vă invit și bine v-am găsit, vă salut din lecția ta de sănătate. O lecție care are ca temă soluții pentru calmarea tusei la copii. Iar alături de mine este domnul medic neonatolog, doamna Olesea Mihailă. Doamna Mihailă, bine ați venit și de această dată în ediția noastră a Life-ului. Bună ziua și bine v-am găsit! Dragi prieteni, din start vrem să vă anunțăm că tradițional avem două concursuri foarte frumoase și la care au acces orice persoană, oricine ne urmărește. Condiția primului concurs este de a face cel puțin 5 distribuiri a acestui live pe pagina dumneavoastră de Facebook sau a surorii, a prietenilor sau pe alte grupuri de specialitate. Și al doilea concurs este de a răspunde la întrebarea la care veți găsi răspunsul pe durata acestui live. Vă spunem din start întrebarea, pentru că în discuție urmează să se prezinte și răspunsul. Întrebarea este: care sunt soluțiile pentru calmarea tusei la copii? Cel mai frumos și desfășurat răspuns va fi premiat de către partenerul acestei ediții, Prospan. Doamna Mihailă, prima întrebare, un simbol, zic eu, este cum se manifestă și ce este de fapt tusea? Dragi părinții, tusea, care de fapt pentru fiecare părinte este ceva nevoios, pentru fiecare părinte este îngrijorător când își aude copilul său tușind, mai ales când copilul tușește noaptea și are un somn neliniștit din cauza tusei. Dar atunci când noi înțelegem de fapt ce este tusa și care sunt mai departe măsurile de prevenire sau măsurile de a soluționa o tusă, tusa se transformă dintr-o stare alarmantă, deranjantă a părinților, în ceva care se ia ca atare și se înțelege că tusa este un act reflex normal al organismului care ne ajută să eliberăm căile respiratorii, fie de secret, fie de un corp străin. Este ceva benefic. Există anumiți factori care, hai să zicem, intensifică, cauzează tusea? Sunt mai mulți factori care ar fi de genul factorii, cum ar fi declanșatori, cum ar fi diferit alergeni, diferit corp străin care ne declanșează o tusă, aerul uscat, dar cel mai des tusa face parte din diferite patologii ale căilor respiratorii superioare și inferioare, cum ar fi din partea patologiilor ORL, cum ar fi infecții respiratorii acute bacteriene virale, un reflux gastroesofagian la fel ne provoacă tusă, un astm bronșic sau pertussisul sunt niște patologii care nouă ne dau tusă. În linii generale, pe înțelesul părinților, sunt factori declanșatori și tusa ca atare din anumite patologii. Cum să identificăm o tuse, ghilimelele de rigoare, bună și câte tipuri de tuse există? Să zicem că o tusă, când părinții trebuie să aibă puțină răbdare, ca copilul să treacă prin boala ca atare, dacă este vorba de o răceală, de o infecție virală sau bacteriană, pe durata bolii, copilul are nevoie de tusă ca să elibereze arborele bronșic. Și atunci tusa este o tusă, poate să fie de două feluri. Fie că ea este umedă, cu expectorație, când copilul tușește cu mucus, sau tusa poate să fie seacă, când copilul nu expectorează nimic. Dar dacă să o clasificăm după durată, ea poate să fie acută, subacută și cronică. Și mai departe o să atragem atenție la durata tusei, pentru că de multe ori părinții se panichează pentru că este tusa din boala ca atare, apoi rămâne tusa reziduală după o infecție virală bacteriană care ea poate să fie de durată. Scopul nostru este ca noi să avem cât mai puțină tusă reziduală și să tratăm tusa acută ca ea să nu treacă în tusa cronică, care poate tusa cronică să dureze mai mult de 8 săptămâni. Tusea de seară este o
hai să zicem, o problemă, o perioadă care ne dă bătăi de cap. Este o tuse care nu permite să ne odihnim nici nouă părinților, nici nouă copiilor. Găsim răspunsul la această întrebare un pic mai târziu. Acum v-aș ruga să ne spuneți cum să acționăm pentru a stopa. Haideți, dacă am ajuns totuși, am abordat tusa nocturnă, ca să dăm răspunsul la părinți, pentru că, într-adevăr, tusa nocturnă este iarăși ceva care, de multe ori, părinții își pun întrebarea ce facem noaptea când copilul tușește. Că foarte des copilul este tusă matinală, tusă pe perioada zilei și cel mai deranjant este când copilul nu poate să doarmă. Nu poate să doarmă, cum ați menționat, atât copilul, cât și cei din jurul copilului. Și deseori părinții iarăși este un act de panicare, că ce să facă cu el, când foarte des ne-am întâlnit că mamele dădeau așa gen de întrebări, că noi dăm preparatele pentru tusă până la o anumită oră, dar ce facem noaptea când copilul tușește? Ca sfat, ce facem cu tusa nocturnă ar fi, 1. Lăsăm temperatura în cameră să fie optimală, adică nu ridicăm temperatura în cameră pentru că este noapte, copilul trebuie să doarmă cu temperaturi ridicate. De ce? Pentru că o temperatură ridicată ne usucă aerul în cameră. Un aer uscat este un irritant asupra tusei și copilul va tuși din cauza aerului uscat. 2. Ce temperaturi se recomandă? Se recomandă, în general, temperatura optimală să fie în jur de 22 de grade, chiar dacă este copilul bolnav. 2. Nu îmbrăcăm în exces copilul. Îl lăsăm așa cum ne este comod nouă. Nu îl îmbrăcăm în hăinuțe prea groase, pentru că copilul transpiră și iarăși nu este binevenit. 3. Menținem temperatura în cameră cu un umidificator ca ea să nu fie uscată. 4. De ce cel mai des apare tusa nocturnă? Cel mai des tusa nocturnă apare fie că ea este însoțită de o răceală. Atunci când este însoțită de o răceală, noi cunoaștem că copilul, în afară de tusă, el mai are și o rinită. Și atunci se acumulează secrețiile nazale. Pe perioada de noapte, secrețiile nazale se preling din cavitatea nazală pe peretele exterior al faringelui și atunci secretul acesta ne provoacă tusă și copilul se scoală din somn tușind. Scopul nostru este, înainte de somn, noi să asănăm cavitatea nazală, adică mama, cu ajutorul soluțiilor de igienizare a cavității nazale, cu ajutorul aspiratoarelor decongestionate, dacă este nevoie, să păstrăm cavitatea nazală ca copilul să poată să respire și să evacuăm secrețiile. Și este binevenit ca copilul să iei o poziție semi-ridicată, adică nu poziția orizontală care o ia copilul în perioada de noapte. Adică ar trebui puțin să fie mai ridicat poziția verticală. În felul dat, copilul se odihnește mult mai bine și evităm tusa nocturnă pe timpul nopții. Ați menționat despre curățarea căilor respiratorii a nasului, care face parte din tot sistemul nostru respirator, dar totuși, pentru calmarea tusei, ce ne recomandați? Ce soluții ar fi pentru binevenite? Pentru calmarea tusei, toate soluțiile sus enumerate, că am enumerat și cu temperatura, cu îmbrăcămintea, cu aportul de lichide necesar, dar dacă este să vorbim de preparate medicamentoase, în recomandarea dumneavoastră vin cu produsul Prospan. De ce? Pentru că foarte mulți colegi l-au administrat, foarte mulți părinți l-au administrat, s-au convins pe eficacitatea sa. De ce? Pentru că este foarte comod în administrare, pentru că calmează ambele tipuri de tuse. Este binevenit atât în tusă uscată, cât și în tusă umedă. Și aici, cu o soluție, tratăm două tipuri de tuse. Mama nu este nevoie să cumpere sirop pentru tusă uscată, inițial, apoi sirop pentru tusă umedă. Sau atunci când mama nu poate determina ce gen de tusă este, pentru că copilul nostru foarte greu ne determină, noi foarte greu determinăm, atunci nu dăm greș când administrăm un sirop pentru ambele tipuri de tusă. Studiile sale clinice, atât la colegii autohtoni cât și din străinătate,
au demonstrat eficiența produsului. Și atunci când noi alegem un produs, am vrea ca produsul să fie comod în administrare și eficient. Prin ce s-a demonstrat eficiența sa? Pentru că este un produs natural, pe bază de iederă. Este un produs unic patentat, care nu poate să fie copiat și făcut un alt gen de copii, deoarece este un extract patentat unic original. Și atunci când mama alege un produs, alegând produsul Prospan, știe că alege un produs eficient, original, calitativ, pentru ambele tipuri de tuse, pentru întreaga familie, pentru că sunt trei feluri, atât picăturile, siropul, cât și comprimatele efervescente, și cu gama Prospan tratează toată familia, de la mic la mare. Conținutul, hai să zicem, magic al unul din elementele acestui sirop este extractul de ederă, care este cunoscut pentru beneficiile sale. În ce alte, hai să zicem, măsuri de profilaxie ar putea părinții să utilizeze Prospan? Uneori folosind inhalatorul cu câteva picături de Prospan, n-am mai auzit și asemenea recomandări și părinții practică. Da, se practică în inhalator picăturile. Prospan picăturile se practică în inhalator. Și aș vrea să mai specific ca mamele să înțeleagă care este beneficiul produsului atunci când copilul tușește. Beneficiul său este anume în acele patru efecte care noi avem nevoie ca să soluționăm și să calmăm tusa. Ce se întâmplă atunci când copilul tușește? Când copilul tușește, sunt acumulate secreții. Secrețiile acestea se acumulează în căile respiratorii. Este o inflamație a mucoasei, a peretelui căilor respiratorii. Este un broncospasm. Și când copilul avem nevoie să curăță acest arbore bronșic, noi avem nevoie ca să scoatem inflamația, să eliberăm căile respiratorii prin efectul de a lichifia și a expectora sputa și să dilatăm bronhile. Păi Prospan este, hai să zicem, printre mulțimile de produse care sunt, este unical în aceste patru efecte care să aibă și efect antiinflamator și lichifiază mucusul și dilată bronhile și calmează tusa. Și astfel noi ajutăm ca să soluționăm tusa la copii. Și la maturi. Și la maturi, da, exact. Pentru că produsul este unul natural, unul potrivit și copiilor și maturilor în funcție deja de necesitatea pe care o are. Cum se păstrează acest produs? Mulți părinți zic că este bine să avem și niște recomandări la capitolul ăsta de păstrare. Este nevoie de niște condiții de temperatură speciale sau... Nu este nevoie de careva condiții speciale, nu se păstrează la frigider, după deschidere se păstrează la temperatura camerei. Este un produs ușor, comod de administrat, cu efectele dorite. Cunoscut deja pe piață, cu o reputație foarte bună și părinții, atât medicii cât și părinții, cunosc acest produs. Dar este nevoie de o recomandare din partea medicilor atunci când dorim să administrăm acest preparat? Ca recomandare, acest preparat poate să fie eliberat atât de farmaciști cât și recomandat de medic. Mama poate, fără nicio grijă, să apeleze la farmacie, este disponibil în toate farmaciile, să-l cumpere de sine stătător. Dar dacă sunt necesități când deja tusa este de durată sau nu se poate determina din ce cauză este tusa sau durează mai mult de 8 săptămâni și este nevoie de a merge și a face o consultație la specialist, respectiv poate să primească și recomandările din partea medicului. Dar ca atare este un produs accesibil și mama poate să-l cumpere de sine stătător. Mai ales că este siropul numărul 1 în lume, pe bază de plante de iederă. Este o vârstă de la care părinții ar trebui să știe că este potrivit sau nu copiilor? De la ce vârstă poate fi administrat?
Siropul poate fi administrat de la naștere, picăturile se administrează de la un anișor. Da, deci din cele spuse de doamna doctor, este un produs care vine în ajutor atât părinților care au copilași și bebeluși, dacă din primele zile de viață, cât și celor de vârsta școlară. Doamna Mihailă, ce alte recomandări ați putea să ne spuneți la finalul acestui live referitor la tema soluții pentru calmarea tusei la copii, ca o concluzie acestei discuții? Ca o concluzie, aș da o recomandare atunci când copilașii dumneavoastră trec printr-o boală, în primul rând să luăm boala ca atare, să nu ne panicăm, că atunci când avem o stare de spirit calmă, atunci găsim mai ușor soluțiile. Să oferim toate măsurile de sprijin pentru a soluționa, dacă vorbim la ziua de azi, de tusă, pentru a crea condiții favorabile ca tusă să treacă mai bine cu ajutorul nostru și cu ajutorul remediilor medicamentoase și atunci când este cazul să alegem un produs, deja cred că am dat răspuns la această întrebare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe durata acestei transmisiuni. Dragi privitori, prieteni, vă rugăm și vă îndemnăm să vă abonați la pagina noastră de Facebook, să dați un click la canalul nostru de YouTube, acolo unde ulterior acest material va fi publicat și puteți reveni ori de câte ori aveți o întrebare, puteți găsi răspunsurile și în alte ediții, la fel și în aceasta. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe durata acestei transmisiuni în direct. Vă dorim o zi bună și, desigur, sănătate la toată lumea. O zi bună tuturor! La revedere!